Dragii mei, Domnul ne a vorbit și mi-e frică să nu facem pradă, știți? E și copiii noștri. Când le pui 4-5 feluri pe masă, le treaba Dacă le pui numai unul, nu ăla e bun. Domnul ne-a vorbit, mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm aminte. Că știți atunci când a hrănit Domnul Iisus, mulțimea aia de oameni au strâns 12 coșuri de fărămitori, pentru că după două capitole a venit o femeie. Și au zis, Doamne, eu n-am fost la masă, eu am ajuns numai la fărămitori. Am acasă o fată care, dacă îmi dai o fărămitură, se schimbă. Îmi scria seara cineva și au zis, Domnul Cris și zice, a spus de multe ori în predică să ne pocăim când totul e bine, să ne așteptăm să vină greu. O zis, eu sunt în spital acum, zice. Rugați-vă și pentru mine. Vreau să-mi schimb viața. Am crezut că nu ajung aici. Am crezut că mai, mai târziu. Noi suntem în biserică astăzi. Și Dumnezeu ne-a vorbit și vrem să luăm aminte. Dragii mei, ca să mergem pe calea îngustă, să știți că se va da mereu o bătălie în viața noastră. Și cele mai mari bătălii nu sunt pe între partide. Deși au fost, dacă mă în mare bătălie între partide. Pentru câteva locuri în guvern, nu? Au cheltuit mulți bani. Cele mai mari bătălii nici măcar prin tribunale nu sunt. Ca să împart mașina de spălat sau copii sau ce știu eu ce împarte lumea. Sau pământul. Cele mai mari bătălii, dragii mei, nici măcar în al doilea război mondial nu au fost. Cele mai mari bătălii sunt în inima omului. Și despre bătălia asta vreau să vorbesc, despre voia lui Dumnezeu. Bătălia dintre voia lui Dumnezeu și voia omului. Pentru aia foarte puțini oameni aleg să meargă pe calea îngustă, chiar dacă ne-am declarat 90 ceva la sută creștini. De declarat e una și de trăit e alta. Mă a întrebat cineva, astfel de chestii, câți membri sunteți la Montele Sion? Și am zis, pe foaie suntem vreo 300, la răpire spod, da numărul exact. M-aș bucura să fim 300 și la răpire. Doamne ajută-ne, nu? Noi avem, noi ținem o statistică, frate, dar ni se ocupă cu secretariatul. Dar, dar numele tău scrie și în cer. Că Domnul scrie în cer, nu că pe Pentecostal sau Portodox, Domnul scrie în cer pe ea care măr pe calea îngostă. Vreau să vă dau patru exemple la începutul mesajului despre oameni care, două exemple despre oameni care n-au fost sincronizați cu voia lui Dumnezeu și ei au pierdut, nu Dumnezeu, și doi oameni care au fost sincronizați cu voia lui Dumnezeu și au câștigat ei. Primul exemplu, Dumnezeu, într-o situație din Biblie, a avut un plan, a vrut, dar omul n-a vrut. Și ai crede că pierde Dumnezeu, așa ai? Nu. Omul pierde. Faraon, Exod 5 cu 1, Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un prasnic în cinstea mea. De opt ori spune Dumnezeului Faraon în exod, lasă poporul să plece. Cine o pierdut, Faraon sau Dumnezeu? Faraon. Deci dacă te-ai te fi uitat la bogăția care o avea atunci sub mână, ai fi zis, pe nu-l bagă în faliment nimeni. Ba da, Marea Roșie l-a băgat în faliment. Toți banii de lumea asta poți să ai, toată bogăția mor de COVID sau mor de pneumonie sau de ceva, cu ce îți mai folosești? Doi, Dumnezeu nu a vrut, dar omul a vrut. Iar nu bine, că nu e o sincronizare. Dumnezeu n-a vrut, dar omul a vrut. Deschidem la numeri capitolul 22. Vreau să insist un pic pe acest pasaj, că se întâmplă des și la noi lucrul ăsta. 22 cu 6, Balac, trimite după Balam și spune, vină te rog să îmblestem pe poporul acesta că este mai puternic decât mine. Din păcate sunt și astăzi oameni care alargă la vrăjitor, la horoscop, la alte lucruri, mai ales dacă au niște conflicte. Alergă la descânte, ce la probleme din astea. Bătrânii lui Moab, versetul 7, și bătrânii lui Madeon au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balam, i-au spus cuvintele lui Balac. Vreau să mă opresc și să vă pun o întrebare. Dacă pe fratele Bogdan, fratele Dani, pe oricine de aici, cineva din țară îi cheamă și îți zice, hai să blestem într-o biserică, mai trebuie să pun înaintea Domnului lucrul ăsta. Sau hai să furi, sau hai să mien, sau îmi spune cineva, hai să înjuri. Trebuie să spun un proroc, așa, hai să deschid Biblia, nu? Nu. Totuși Balam spune așa, zice, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după ce, după cum îmi va spune Domnul. Îi spune Dumnezeu în versetul 12 să nu te duci cu ei. Voia mea și planul meu e să nu te duci cu, el, cu ei. Să nu te duci cu ei și nici să nu blaste în poporul acela că își este binecuvântat. Auziți cu ce bucurie spune dimineața Balam lucrul acesta. Balam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac. Duceți-vă înapoi în țara voastră, și Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Cred că avea și bagajul făcut. Avea biletul cumpărat, avea totul pregătit. O să poate că Dumnezeu ăsta care e cu binecuvântările, poate mă lasă totul, poate să schimbă într-o noapte pentru mine. Nu mai insist mult pentru că timpul trece, uitați-vă la finalul lui Balam. Știți ce spune el în prorocie la un moment dat? O, oh, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca Nu s-o să nu am COVID, să nu am hepatită, să n-am diabet, să nu mor în accident. Nu, Că nu felul în care mor treci Jordanul contează. Care-i podul pe care mergi în primul rând? Contează dacă Dumnezeu e lângă tine atunci sau te așteaptă dincolo? Aia contează. Numai că nu poți să mori ca un neprihănit decât dacă ai trăit ca un neprihănit. Și spun, Doamne ajută-mă la asta. Amen. Trei, Dumnezeu n-a vrut un caz pozitiv acum și nici omul n-a vrut. Tare frumos e cazul ăsta. Într-o zi Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, nu mai vreau să stai în țara în care ești. Avram trebuie să ieși de acolo și asta e pentru noi o pildă. Dumnezeu nu binecuvintează discotecă, în imoralitate, la banchet, la lucrurile astea, în țigări, în băutură, în jocuri de... Ieși de acolo, zici Dumnezeu și te voi binecuvânta. Planul meu, zis Domnul, să nu mai stai acolo. Știți ce spune Biblia despre Avram? Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Nu a fost ușor. Poate a lăsat acolo magazine, poate a lăsat tâmplărie, poate a lăsat casă începută, nu știu ce a făcut. Nu a fost ușor. Dumnezeu n-a vrut și nici omul nu a vrut. Și omul a câștigat. Patru, Dumnezeu a vrut, dar și omul a vrut. Dumnezeu a avut un plan pentru noi și se pune Dumnezeu lui Noe sfârșitul, Genesa 6 cu 13. Oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Am să-i nimicesc împreună cu pământul, versetul 18. Cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele tale, fiilor tăi împreună cu tine. Așa și făcut noi, a făcut tot ce-i să dăm. Dragii mei, v-am dat exemplu, pentru că am vrut să demonstrăm astăzi, în prima parte a mesajului, atunci când nu ești de acord cu voia lui Dumnezeu, când nu-ți place voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu pierde nimica. Cerul fără Cristi Boariu, tot la fel de frumos ei. Eu fără cer. Sunt pierdut. Eu nu știu să vă spun cum arată iadul. N-am fost acolo. Am vorbit cu oameni care mi-au zis, eu am iad în casă, mie nu trebuie iad, eu știu cum e, am iad în casă. Dacă ai iad în casă, astăzi mă rog ca domnul să schimbe, să ai cer în casă. Dar vreau să vă spun că loc, iadul e locul unde Dumnezeu nu e prezent. Că e foc, că e că ce-o mai fi, nu știu. Dar unde Dumnezeu nu-i prezent, iad. Dragii mei, dacă sunt astăzi sincronizat cu Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, eu am de câștigat. Și spun, Doamne, dă-mi putere să accept voia ta astăzi. Pentru că vreau să mă duc mai departe în mesaj și vreau să răspund unei întrebări cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu. Că sunt oameni care au nesiguranța asta. După ani de zile nu sunt sigur, mă, oare am făcut bine? Oare aici unde stau, zice, unde m-am mutat, oare chiar e voia Domnului, mă? Oare locul de muncă la care lucrez, chiar e voia Domnului? Unii au, căsă au și în, în familie dubii. Zice, bă, nu știu dacă m-am căsătorit cu omul potrivit. Au dubii, le aștept. Nu știu dacă sunt voia Domnului. Acum, primul lucru, dragii mei, primul test pe care ne putem verifica este următorul. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este sfântă. Ce putem spune cu toții amin. 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 În pe Saloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dacă astăzi ai un dubiu și zici, mă, oare sunt în voia Domnului? Sunt pe calea îngustă? Oare o să mă duc în cer într-o zi? Oare îți de acord cu planul Domnului? Simplu, dacă trăiești încă în păcat, în mod conștient și continuu, tu nu ești în voia lui Dumnezeu. Dar poți să faci o schimbare. Să treci de partea Sfințeniei. Omul care trebuie să aleagă între păcat și Sfințenie și alege Sfințenia, omul ăla e în voia lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 4, cu 27. Să știți că nu e un lucru plăcut asta. Să lași vechiul anturaj, să lași vechile uh, chermeze, să vechile prietenii? M eram azi într-un peco la șapte jumate, vreo 12 mașini de vânătoare erau la intrare în brad. Am zis, mă, dacă îi trezai să meargă la biserică, nu-ți venea unul. La șapte jumate. Dar pentru vânătoare o mers toți. Dar bucuroși! Unul nu zice zis că e obosit. Să îmbrățișau, de o, o mână, nu a fost niciun nici nicio problemă, zice. Și am zis, când trebuie să faci ceea ce îți place, te scola orice oră. Dar dacă ai fi chemat pe oamenii ăștia la biserică, nu s-ar fi dus. Când o trebuie să aleagă omul între vânătoare sau să-și plimbe câinile dimineața la șapte și biserică, o ales lucrul ăla. Dragii mei, îi spune Daniel împăratului acestuia, împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, pentru că în momentul de față, împărate, tu nu ești în voia lui Dumnezeu. Sunt trimis astăzi, să Daniel, să spun, tu trebuie să fii în planul lui Dumnezeu dacă vrei să ai o viață binecuvântată. Vreau să vă întreb. Eu plăcut la împărat sfatul ăsta. Deci eu împăratul, alt proroc, nu mai avea zice. Altă predică, zice. Pe YouTube numai el, alt pagină, mai avea. Că prea îngust, zice. Mi se pare prea îngust mesajul ăsta. Prorocul ăsta mi se pare așa prea, nu știu, un pic mai liber, zice. Să-mi dea voie să fac ce am făcut și în lume. Nu a pierdut Dumnezeu aici, el l-a pierdut. An de zile, o mâncat iarbă ca boi, spune Biblia, an de zile a fost înlăturat de la împărăție. Dragii mei, mă rog astăzi, Domnul să ne ajute să alegem Sfințenie. Amin. Doi, cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Întotdeauna, dragii mei, voia lui Dumnezeu nu intră pe contrasens cu Biblia. Amin. Întotdeauna voia lui Dumnezeu nu intră pe contrasens cu Biblia. Ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, trebuie să citesc Biblia. Aseară am primit un mesaj, de zis, ai numărul lui, Și îmi spunea un proroc renumit din țară. Zice, n-am citit în viața mea Biblia, nu, 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 sunt pocăit, nu știu nimic, dar vreau numărul unui prolog. Zic, eu nu sunt proroc, dar îți dau eu ce, îți spune ce vrea să zică prorocul pe care vrei să-l suni. Citește Biblia. Nu prea eu plăcut. Nu prea e plăcut. Dar și ce o să-mi zică Domnul? Stai mai departe la mers, la filme, zice că eu sunt cu tine, nu? Nu. Ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, trebuie să citesc, da, mei, eu nu pot să mă duc în să trec pe roșu și când mă oprește poliția să zic, domnul polițai, zic, eu n-am avut timp să citesc, eu am crezut că pe verde trebuie să stau și pe roșu trebuie să plec. Ce o să zică poliția? îmi cer scuze. Îți dau două luni să citești. Nu! Îți ia permisul pe loc. Vine o zi, dragul meu, a judecății. Sute de ani, mii de ani, oamenii nu au avut, dragii mei, la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu cum îl avem noi astăzi, pe internet, pe telefon, pe proiector, în Biblie, și Dumnezeu spune, voia mea este cuvântul meu. Ai timp să studiezi Biblia? Ai timp să cauți cuvântul Domnului? Vă dau două exemple. Dumnezeu nu o să spună niciodată unui tânăr, fugi de la părinți, trăiește în concubinaj cu un băiat, că asta e voia mea. Nu. Pentru că Biblia din start nu dă voie la lucrul ăsta. Dumnezeu nu o să spună nici nimănui care e angajat. Voia mea este să minți la servici ca să ajungi promovat, să ajungi într-un loc mai sus. Nu, pentru că intră pe contrasens cu Biblia. Doamne, dăm putere să studiez cuvântul Tău, să împlinesc cuvântul Tău. 3. cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Dragii mei, voia lui Dumnezeu spune bine că este bună. Adică atunci când trebuie să aleg între bine și rău, între pozitiv și negativ, între a fi zgârcit sau a fi altruist, între a spune adevărul sau a spune o minciună, eu trebuie întotdeauna să aleg binele. Alegând binele, eu mă poziționez de partea voiei lui Dumnezeu. În tip pentru 2 cu 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este, bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Spunea Sol, Sol în, în Aripeleagul Gulag, linia care separă binele de rău. Nu trece prin anumite țări sau anumite clase sociale sau anumite partide politice, ci trece prin fiecare inimă a fiecărui om. Cu fiecare alegere, dragii mei, pe care tu sau eu o fac, mă poziționez de partea binelui sau a răului. Nu există alternativă. Mă duc mai departe. Ce implică voia lui Dumnezeu? Am înțeles până acum cum pot să fiu sigur că sunt în voia Domnului, dar ce implică? Ce ar trebui să fac ca să fac voia lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, și asta cred că e ce cel mai greu punct, implică ascultare, lepădare de sine. Și putem spune amin. 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 nu e ușor lucrul ăsta? Mă uit la copiii noștri, de câte ori le spui ceva? Credeți că tot timpul spun, dar abia m-am așteptat să spui să spăl vasele. Nu știu ce să fac, mă plictiseam și vreau să spăl vasele. Încă n-am auzit până, -ai, ai auzit un copil? nu îi place. Sau îi spui, să ți papucii la intrare. Dragii mei, omul se naște cu această fire a rebeliunii, să comenteze, să spun, fac ce vreau eu. Nu fac voia lui Dumnezeu, nu fac ce spune slujitorul, fac ce vreau eu. Lepădare de sine. O spus Domnul Isus Hristos că trebuie să ne lepădem de noi înșine, să ne luăm crucea și să-l urmăm. În secolul IV era un frate slujitor, un păstor pe nume Macarie. Și într-o zi o vine cineva la el, supărașul lui. Au început să se plângă că soția alba jocorește, că prietenii spun într-un într fel și în altul. Și că doare. Și că vine să-i spună înapoi și că o să -i, i, i vezi conflict, e mânii, cum se spune aici. Și au zis, măcar, eu zis, este cimitir în sat, eu sunt păstor, tu trebuie să mă asculți. Du-te la cimitir, ia fiecare mormânt la rând și laudă-l pe fiecare mort. Și apoi vine și spune spun ce să faci mai departe. O să zic, mă, dacă au zis păstorul să facă asta, o mărză, eu dăudat pe toți. Și au zis acum Macarie, când au venit la doua oară, merge acum și critică-i pe toți la maxim. Păi că e supărat pe ei, spune-le tot ce ai pe inimă. O venit înapoi și o întreba Macarie, cum a fost? Păi zice, cum să fie? Nu a reacționat mortul deloc. Nu a zis, așa să faci și tu. Asta înseamnă lepădare de sine. Când lumea te laudă, să nu reacționezi deloc. Și când te critică, să taci din gură. Să nu te superi. Dragii mei, e ușor să povestim, e ușor să dăm exemple la altora, dar nu e ușor să trăim, să trecem până astea. Pentru că de multe ori nu ne-am nepădat de noi, de multe ori ne doare. Sunt foarte mulți oameni care înțeleg voia lui Dumnezeu, puțin sunt gata să o pună în practică prin ascultare. Iosif, Genesa 39, cu 8, se amintea de el aici. El n-a voit și a zis stăpânului neveste, stăpânului său. Și spune acolo câteva lucruri și a spus, nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Cum aș putea să păcătuiesc? El n-a Adică o zis Iosif, dacă vreau să am biruință în viață, dacă vreau să am veșnicia, dacă vreau ca Dumnezeu să fie cu mine, eu trebuie să mă aliniez voința mea după voința lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu nu-i place adulterul și nici curvia și nici prea curvia și nici moralitatea. Mă gândesc la noi și vreau să revin la acest exemplu pentru că vi am dat în prima parte a mesajului. Vine Dumnezeu la noi și îi dă proiectul corabiei. Dragii mei, eu încă n-am văzut, avem aici frați care lucrează în proiectare, Domnul să bine dar încă n-am văzut nimeni care să se mute într-o casă făcută doar pe proiect. N-ai cum să te muți. Unde te muți? Te bași în dosarul cu cine? N-ai cum să te muți. Dumnezeu a venit la noi și a spus noi, ăsta e planul meu, asta e voia mea. Uite cum să faci corabia. Dar Dumnezeu a zis, eu nu fac corabia în locul tău. E treaba ta să faci corabia. Acum vreau să vă întreb, dacă noi nu punea 15 scânduri la corabie și intra apa, cine era de vine? Noi sau Dumnezeu? Noi. Dragii mei, Dumnezeu a zis în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră trebuie să facem corabia aceasta, să intrăm în corabia aceasta, să facem planul acesta de mântuire și să respectăm după cum vrea Domnul. Că nu El pierde, noi pierdem. Ce îmi place de noi e. Și nu a fost ușor. Spun istoricii că undeva între 60 și 80 de ani au lucrat la corabia asta. Gândiți-vă ce greu a fost. Merg să cumper cuie și spun el, dar unde e apa? Unde e ploaia? mă cuie. Unde ai ajuns? Ai ajuns măcar la al doilea etaj. Mereu să cumpere lemn. Și mereu bajocorie și bajocorie. Dragii mei, e atât de important să ascultăm de vocea Lui Dumnezeu. E atât de important când auzim cuvântul, când auzim Evanghelia, când auzim voia Lui să fim gata și să spunem, Doamne, vreau să nu rămân la statul de proiect cu pocăința. Am auzit, am înțeles, de acum vreau să fac. Vorbeam cu fratele păstor la masă și spunea de Cristi la noi undeva într-o comună unde slujească -o, o biserică micuță de țară, Zice, m-au chemat doi oameni ortodoxi, doi oameni din lume, care nu cunosc așa, chiar așa de profunzire cuvântul Domnului. Amândoi m-au chemat la ei acasă. Primul m-a zis așa, zice, am pocăiți în familie, eu deja pe moarte, măcar să-mi facem mormântare, au zis. Și eu zis, păstorul mă zice, eu să în mormântarea, dar n-ai vrea să te pocăiești. Și ăsta, surprins, a zis, dar credeți că acum pe patul de moarte mai are Dumnezeu nevoie de un bătrân mai am eu șansă înaintea lui Dumnezeu? Și au zis fratele pastor, măi, Dumnezeu și pătălharul de pe cruce când s-o pocăit, l a iertat. Și au zis, uite, pot, pot, să spun din Biblie, să îți mărturisești toată viața, vin și ți fac botezul când vrei tu? Și asta cu lacrimi mine au zis, fratele pastor, nu se poate astăzi. Acum am mărturisesc, îți spun toate prostiile care le-am făcut, toate păcatele, dar nu pleci de aici, până nu fac ce am auzit. O zis pastor, atunci l-am mărturisit, m-am rugat cu el, l-am botezat și azi trăiește. Asta a fost acum peste 10 ani. Și azi trăiește. Ăla l-a chemat special pe păstor pentru botez. Auziți? La în sens opus. Frate păstor, eu am fost la voi la evanghelizare, știu, am mai trecut pe la biserică, vreau să-mi faci botezul, bolnav, îți grav bolnav. Și au zis, vreau să mă mărturisesc, să mi faci botezul. Și păstorul, în timp ce merge spre el, aude vocea lui Dumnezeu. Și o zis, Domnul, voia mea mai să faci botezul astăzi, dacă și el vrea. Dacă și el vrea. Astăzi. Și păstorul merge și ăsta îi spune, te-am chemat pentru botez? Și cred că era duminică. Și păstorul întreabă, frate, zice, domnule, când vrei să facem? Duminica viitoare, zice. Miercuri a fost în mormântare. Păstorul a zis, pot să-ți fac astăzi sau pot să fac duminica viitoare, tu alegi. Ăsta e proiectul, ăsta e voia lui Dumnezeu și el a zis, uh, duminica viitoare. Dragii mei, dacă astăzi auzim glasul lui Dumnezeu, dacă azi auzi glasul lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință, nu mai amână. N-ai cum să te muți într-un proiect, tu trebuie să faci planul lui Dumnezeu, să-l accepti și prin ascultare să faci ceea ce spune Dumnezeu. Doi, ce implică voia lui Dumnezeu? Și asta nu o să ne placă din nou, suferință. Suferință. Întâi Petru 4 cu 19, așa că cei ce, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. V-am dat exemplu pe Iosif și la toate trei puncte se potrivește Iosif foarte bine. Iosif ascultă de Dumnezeu. Nu face voia lui Ia voia lui Dumnezeu și o pune în inima lui și fuge de păcat. Știi ce ei se întâmplă? Ai fi crezut că acum faraon îl ia și îl duce în fața Egiptului și spune, uitați, un tânăr curat. Un tânăr moral. Nu. Că lumea nu te laudă. Lumea te va jigni, te va supăra. Și uitați-vă, femeia aceea, dragii mei, schimbă povestea lui Iosif și spune, uitați ce o să facă omul ăsta. Și Dumnezeu nu intervine. Pentru că în al doilea rând, dragii mei, atunci când faci voia lui Dumnezeu, întotdeauna vei suferi, să știți. Întotdeauna voia lui Dumnezeu trece prin suferință și Iosif este dus în închisoare. Știți de ce mulți nu fac punctul 1? Pentru că știu că urmează punctul 2. Dacă vin și mă botez, dacă vin și îmi schimb viața, mă, mă izolez de oameni, prietenii mei nu mai vorbesc cu mine. Important e că vorbește Domnul cu tine. Luca 22 cu 42. Iisus Hristos, ca să facă voia Tatălui, eu trecut prin suferință. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, dacă totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Am găsit un verset în militare, frumos, Ioan 6 cu 38. Așa mă de mult mi-a plăcut versetul ăsta. Ioan 6 cu 38 că mi-am coborât din cer, zis Domnul, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Vedeți la cei trei tineri, dragii mei, care au rămas în picioare. Pasul întâi, știți care a fost? Ascultare. Lepădarea de ei. Știți care a fost pasul doi? Coptorul. De acolo un cuptor au venit Domnul lângă ei. O regla temperatura cuptorului. Mă gândeam și citeam despre Vicențiu, un martir al bisericii, un om al lui Dumnezeu, o schimat într-o zi de împărat pentru că era creștin. O zis împăratul Vicențiu, mă oi la tine, ești un om tânăr, ești un om în floarea vârstei, mi-e zice, să te, să te bagă în închisoare, să te prigonez pentru credința care o ai. Și Vicențiu s-a uitat la împărat și a zis Cu care Vicențiu vorbiți, zice către împărat? Că zice, noi suntem doi Vicențiu Vicențiu din afară Și Vicențiu dinăuntru Și a zis, oricât de mult O să-l bateți o să-l prigoniți pe Vicențiu Din afară, nu vă puteți Atinge de Vicențiu dinăuntru Nu i-au plăcut la Împărat cuvintele astea Și l-au băgat în închisoare Însă înainte să-l bage în închisoare Au zis gardienilor Puneți sticlă pe jos, spart. Legați mâinile la spate și toată celula, umpleți-o de sticlă, spartă. Și-o mers gardienii și, gardieni și l-au aruncat acolo. Și după câteva zeci de ore de suferință, au murit. Spune istoria că gardienii aceia care îl păzeau, au zis așa, ne-am uitat la el în ultimele minute când deja se stingea. o zis așa zâmbetă pe față, așa stare de bucurie avea, am crezut că are pat de flori, nu pad de sticlă jos. Suferință. Și după tine te doare o vorbă, așa, ai cozis zis cineva nu știu care și frate păstor, au zis, au zis aia, zice. Nu m-au băgat în seamă. Eram în piață, zice, și nu, nu m-au zis pace, zice. O trecut pe lângă mine. Și nu am putut să mă mai, mai culc în noaptea aia. Și cum o să poți să treci pe aici? Doamne, dă-ne să suferim. Dragii mei, prin durere inima se face mai bună, să știți. Prin întristarea feței, inima se face mai bună. Spunea aici fratele Bogdan despre mânie. Păi n cum să fii un om care să biești biruitor în mânie decât dacă te enervează careva. Frate, zice, eu vreau să iert pe toți, dar dacă toți îți fac numai lucruri bune, n-ai cum să ierți. Nu? E suferință. 3. Răbdare. Evrei 10 cu 3,6 Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Știți care e problema la noi la oameni? Când facem un bine, ori oamenilor, ori lui Dumnezeu, am vrea răspătire imediată. Așa suntem noi. Uneori, dar mai rare, ori Dumnezeu lasă și răspătire imediată. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu spune îți răspătesc în veșnicie. Întrebarea se pune, ai răbdare până atunci? Spun rabinii evrei că Iosif ar fi stat în închisoare între 10 și 12 ani de închisoare. Ascultați-mă, nu a fost un om imoral, nu a fost un om care vindea droguri. O stat în închisoare pe nedrept. Dar știți că închisoarea aceea, valea aceea, l-a pregătit pentru muntele de a ajunge într-o poziție mare în Egipt? Imaginați-vă cum ar fi fost Iosif fără închisoare. Cred că ar fi zis către frații lui: Când o să văd haina, o să vede și voi greu. Spune Biblia că atunci când fratele lui Iosif s-au îmbrățișat cu Iosif și au plâns, s-a auzit plânsul ăla până la casa lui Faraon. Știți că atunci când se, se împacă doi, se aude în tot blocul. Tătă strada știe, bă, vecinii ăștia, doi care nu și-au vorbit, să împacă, să vor împacă zice. Dar și când se ceartă doi, se aude în tot gardiel. A zis Domnul către Iosif, te țin aici, în suferință, că prin suferință inima ta se modelează. O întreba soția lui Iosif pe Iosif când era însărcinată. Iosif îi zice, ce nume vrei să-i punem la pruncul nostru? Și a zis Iosif, eu pe frații mei am iertat, dar mi-e greu să uit ce m-au făcut. Că nu-i greu să iert, n-ați observat. Zice, bă, te-am iertat, dar să nu mai am de face cu tine. Deavolul spune, auzi, uite-i pe frați, Domnul spune, uite ce s-au făcut frații, dar pe ei să nu-i uiți. Au Iosif către soția lui, la numele primului născut să punem uitare. Și la al doilea cum i-a pus? Rodire. Că până n-ai trecut de momentul ăla al urii, al neiertării, al neuitării, n-are cum să rodească dragostea. Gândiți-vă, Iosif la care a dus mai, mai de mult mâncare la frații lui și frații lui mâncau pe marginea gropii și ăsta flămând era în groapă s-a întors rata și Iosif le pune greu în saci. Cine face asta? Dumnezeu. Dumnezeu modelează inima omului și o trece prin suferință, Nu mai ai nevoie de răbdare. Mă parcă îl văd pe Iosif uitându-se la paharnic, zice, mă, pune o, vorbă pentru mine, mă. Pune o vorbă. Și parcă văd pe Dumnezeu care spune, Iosif, tot în oameni te îngrezi. N-ai văzut că toți oamenii tot dezamăgiți? Pune Biblia că paharnicul a uitat. Dumnezeu nu a uitat de Iosif. Oamenii de lângă noi uită de noi. Dumnezeu nu uită. Asta trebuie răbdare. Să rămâi în închisoare, să rămâi nedreptățit ani de zile, să nu faci scandal, să nu-l bagi în ziar, să nu-l dai pe internet. O, nu mai vin la biserică, că mă supărat ăla, nu mă mai duc la lucru. Că... Domnul era cu el, asta spune Biblia. Pentru că Domnul rămâne alături de cei care fac voia Lui. Fan Cheng, un pastor din China, a fost arestat înainte să fie ordinat păstor, înainte să fie slujitor. Era un tânăr în biserică. Și acolo, în închisorile din China, nici măcar acum nu se știe care e numărul exact de oameni închiși. E o persecuție masivă, de zeci de ani. Partidul Comunist e la putere. Tot e controlat, telecomunicațiile, tot se controlează la sânge. Și într-o zi l-a chemat ăla care îl bătea zilnic, capitanul închisorii, care l-a torturat la maxim, într-o zi l-a chemat și a zis, acum te pun pe fotol, aici. Avea Biblia pe masă, capitanul, și a zis, vreau să vorbim din Biblie. Că diavolul așa le întoarce. Și a zis, știi ce spune Biblia mea, zice? Și Biblia ta, zice. Și asta s-a bucurat, Fan Cheng s-a bucurat tare mult. Când o bă, capitan, să vorbim din Biblie. Și a zis, Biblia ne-a spune să-și cinstești părinții și să ne părinți? părinții. Și capitanul a dat o ordin și a dus-o pe maică sa, pe mama lui Fan Cheng, care era și abătută, era numai piele și os. Și a zis, Biblia asta spune să-și cinstești părinții. Fan Cheng, o zis capitanul către el. Dacă o cinstești pe maică ta, dăm toate secretele bisericii tale. Membrii întrebă numele, tipărirea Bibliilor, tot, tot, tot întrebă, zice. Dacă o cinstești pe ea și vrei binele, zice, dăm numelele tuturor. Știi ce spune Biblia? Că în momentele alea Dumnezeu te aduce, adus aminte ce să spui. Era fan ce cuprins de o întrebare. Ce să fac acum? Sunt toți către maică să și zis, mami, ce să fac? Și-au zis, maică să eu n-am crescut un Iuda. Eu nu te-am crescut un trădător. O zis, maică să prefer să mor în pușcăria asta, dar să știu că n-ai trădat. Și că n-ai spus numele altora care să sufere din cauza ta. s a întors fan către capitan și a zis, capitane, mi-ai spus, o cinstesc pe maică mea, o că ascultând de dorința ei. Spune istoria că maică a murit să sa în închisoare și Fan Cheng a fost deliberat. Maică s-a plecat la Domnul, dar Fan Cheng a avut nevoie de multă răbdare ca să ducă mai departe solia lui Dumnezeu. Ar fi dorit să vadă o răspătire pe moment, poate. Nu a văzut. Mama lui a plecat. Dar vine o zi că ne vom întâlni cu martirii care au plecat înaintea noastră, care au plătit cu viața pentru, pentru credința care au avut-o în Domnul Isus. Numer 21 cu 4, despre poporul Domnului Evreu spune Biblia că au plecat de la muntele Hor pe drumul care buce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Domnului poporul. Ce a făcut? Și a pierdut? Și a pierdut răbdarea pe drum poporul. Nu mai a avut răbdare. Or făcut, dragii mei, doi pași din trei, ascultați, doi pași din trei, ori asculta de Dumnezeu și din Egipt, Or suferi pe pustii acolo, nu a fost ușor. Că nu au mâncat ce-o vrut ei totdeauna. Nu o băut apă când o vrut ei. Nu au avut aer condiționat după ei. Or suferit. Mai trebuiau să facă un singur lucru ca să ajungă în Canaan. Să aibă răbdare. Să aibă răbdare. Biblia spune că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și un drum care trebuia să dureze 11 zile o durat 40 de ani. Nu știu în ce cuptor ești astăzi, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Nu știu cine te-a astăzi, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Nu știu cine te-a vorbit de rău, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Dar răbdarea nu vine singură, răbdarea vine când vine Duhul Sfânt în tine. Să zic Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în ultima parte a mesajului vreau să răspund unei întrebări. Ce câștigă omul care face voia lui Dumnezeu? Că parcă mă sperie când îmi spui de suferință, când îmi spui de lepădare, când îmi spui, cum a spus aici fatele Bogdan, să nu întorc la fel cum mi-a făcut el mie, când îmi spui ce îngustă e calea asta, parcă mă sperie. Eu am ceva câștig? Că dacă îmi spui să pun banul la bancă și nu-mi dă dobândă și să mai și bagă în ei, atunci nici nu mi pun. Ce câștig dacă fac voia lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, omul care face voia lui Dumnezeu are rugăciunile ascultate când se roagă. Ioan 9 cu 31. Știm că Dumnezeu n ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face ce vrea El, nu? Nu. Face ce vrea Dumnezeu. Pe acela Dumnezeu îl ascultă. Nu e așa că în copiii tăi te ascultă și fac treaba în casă sau ce l-ai spus să facă așa, apoi vin la tine cu dorință. Cum să nu-i asculți? De ce are rugăciunea ascultată? 1 Ioan 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui. Dragii mei, aici e secretul. Omul care face voia lui Dumnezeu, toate rugăciunile pe care le face, îi sunt ascultate pentru că el ceea ce cere, cere nu cu gând să risipească în plăcerile lumii. El cere după voia lui Dumnezeu. Ioan 15 cu 7, dacă poți, ne rog să pui. Dacă rămâneți în mine, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, pentru că nu mai cereți orice. Și atunci vi se va da. Îi mulțumim Domnului pentru rugăciunile care nu ne l a ascultat, că nu au fost după voia Lui. Dar îi mulțumim Domnului și pentru rugăciunile care nu le-a ascultat. Doamne, mai răspunde la rugăciunea astăzi. Dar să știți, dragii mei, că Dumnezeu are timpul Lui când răspunde. Poate ești în cuptor, poate ești în necaz. Păi dacă soția scoate prăjitarea din cuptor și nu e gata... Poți să mănânci? Vreau să ies de aici, dați numărul la proroc, vreau să fac 10 ungeri. Știu oameni care au făcut până acum, cred că 20, 20 de ungeri cu un de Să-ți basă să iasă din cuptor. Lasă până-i coaptă pâine. Că știți care e diferența între apă și foc? Apa spală, focul curățește. Aurul cu zgură nu poți să-l bagi în apă, că n-ai făcut nimic cu el. Aurul cu zgură îl bagi în foc. Și din focul acela iese aur curat. Și vezi un om care după ce iese dintr-o boală, dintr-o suferință, dintr-o nedertate, cum o lucra Dumnezeu în el un caracter extraordinar. Că atunci când a fost în cuptor, nu a mai făcut analize la alții și au făcut lui analize. Și au zis, Doamne, și vorba aia, nu trebuie să spun și aia. Și acum parcă înțeleg voia ta. Doi, ce câștigă omul care face voia lui Dumnezeu? Dragii mei, cred că cel mai mare câștig îi recunoscut de Iisus Hristos ca făcând parte din familia Lui. Citesc din Marcu 3 cu 35. Căci oricine face, nu zice cine știe, oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Și completez eu și copil, că în alte părți din Biblie suntem numiți copiii Domnului. Vreau să întreb pe o mamă de aici, dacă mergi la școală, în Deva sau unde ai ai tale, și ești 300 de copii și copilul tău strigă, îl recunoști? Cum să nu recunoști? că e copilul tău dar dacă din aia 300 de copii 299 strigă știi că ei nu-s mă gândesc că am avut colegi de clasă am avut colegi de credință am avut colegi de gimnaziu și de liceu nu mai țin legătura cam cu nimeni fiecare o pe drumul lui din toți cu țin, și cu tine țin legătura cu frații și surorile mele pentru că am crescut în aceeași casă, dragii mei n-am înțeles ani de zile dar acum înțeleg de ce Dumnezeu la judecată le spune la unii, Iisus Hristos, mergeți că nu vă? Păi dacă făceai voia tatălui meu și făceai și voia mea, eu te știam că tu ești sora mea, ești fratele meu, nu? Cât te bucur să merg la primărie, nu? Să ai pe cineva acolo sau la guvern să zică, bă, o veni fratele meu. Păi așa treci, nici un control nu te mai controlează nimeni, direct la unde trebuie mergi. Da în ziua judecății să spună da, Domnul Iisus către tatăl, tată, o veni sora mea, zice. O veni copilul meu. Și în ultimul rând, știți ce câștigăm, dragii mei? Câștigăm veșnicia cu Domnul. Extraordinar. Dacă ne-am pus în credere, au zis Pavel, numai pentru viața asta suntem nenorociți. Dar cei mai nenorociți? În o an cu 17. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face? Repet, subliniem, dragii mei, dacă puteți sublinia cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Să știi că te așteaptă cerul. Să știi că te așteaptă veșnicia. Indiferent ce boală ai, prin ce probleme treci, ai siguranța asta când închid ochii, îl văd pe Domnul. E mare lucru ăsta, nu? Las o poezie acum la final pe care vreau să vă recit. Ori de câte ori mi-aduc aminte de poezia asta se potrivește bine cu mesajul acesta despre voia lui Dumnezeu și voia noastră mi-aduc aminte de prima dată când am intrat în contact cu această poezie. Am spus, spus mărturia asta aici, cred că în 2013 sau 2014, dați-mi voie să o repet și apoi ne rugăm. În 2007, în Arad, a fost o conferință unde au participat mai mulți tineri. La un moment dat, la finalul conferinței, în ultima zi din conferință, unul din frații slujitori care predica acolo, au zis niște cuvinte care pentru mulți ni s-au părut ciudate. Eram și eu în sală, undeva... Erau și alți prieteni, erau și alți creștini, ca alți tineri, unii creștini, alții necreștini. Și păstorul a spus așa, s-ar putea ca unii dintre voi să nu mai ajungeți la casă. Și s-au uitat tinerii unul la altul și au zâmbit. A să ne ajungă acasă, ca mașină bună. Cum să nu ajungă acasă? s zis păstorul, s-ar putea unii dintre voi de aici, era luna ianuarie sau februarie, nu mai știu. Mai erau trei sau patru luni până la bacalaureat. S-ar putea să nu mai prindeți bacul, să fiți clasa 12, să nu mai prindeți bacalaureat s au uitat tinerii unul la altul și au zis, vorbe în goale, zice, vorbe în vânt. Hai mai repede, zice, o zis câțiva, că noi nu, nu pentru predica am venit, am venit pentru altceva, zice. S-a terminat conferința. Au fost câțiva care au în față, care și-au schimbat viața. Restul o plecat la casele lor fiecare. În drum spre Cluj. Într-o mașină cu patru persoane era o fată pe nume Maria Gavrilovici. Clasa 12. Ai avea câteva luni până la bacalaureat din biserica fata lui Candreanu din Ipotești. La un cap de pod, la ieșire din Cluj, mașina s-a lovit de acel cap de pod, a avut un accident greu și Ana Maria a plecat acasă. Ultimul an de liceu. Exact cum parcă, parcă o prorocii păstorul. Marea binecuvântare a fost că Ana Maria a fost gata, a fost pregătită pentru momentul la mormântarea ei, în caietul de memorii, era acolo caiet de memorie în care scria fiecare... Colega de banca lui Ana Maria au scris așa, Ana Maria, o trebuie să mor tu ca să mă pocăiesc eu. Profesorii care au fost la mormântare au zis, fata asta a fost un exemplu. Profesoara de religie a zis, așa fată eu n-am avut în școală. Am stat de vorbă cu părinții ei după moartea ei și au zis, am avut o fată pocăită. Fată extraordinară. Știți care a fost versetul ei preferat? căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri e un câștig. Cine mai are astfel de versete preferate? În Biblia ei s-au găsit zeci de schiste de predică. Pentru că aveau obiceiul când venea la biserică să nu stea pe telefon, cum stau mulți astăzi. Vinea cu un pix și cu o foaie și își nota fiecare mesaj. Că atunci când scrii, când notezi, mai, se te mai bine. Numai că printre scrisurile alea de predică s o găsit și o poezie. Și ori de câte ori o citesc, mi-aduc aminte de fata aceasta care avea poezia aceasta. Nu a fost compusă de ea. Dar avea în Biblie poezia aceasta. Și dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu ea, poate ai fi zis, mă, o ținut-o și ea în Biblie, dar poezia asta s-a întâmplat cu ea. Nu știu că să o vom pune din, în Biblie din ziua de astăzi, dar auzi ce spune poezia. Dacă mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt, chiar de ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ, gândul tău să se înalțe neștirbit în mine oricând, chiar de ar fi să se dărâme tot ce mi-am zis în gând. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea, și în fărâme sparge în voia printr-o lovitură grea. Spune poetul în ultima strofă, Doamne, acum am fost la biserică, acum am fost la un moment de cercetare, am luat și eu o decizie. Dar poate peste în rugăciunea asta se va schimba și vreau să mai spun o strofă, o zis poetul, să mai scriu niște versuri. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată. n -ascuta de glasul meu. Care e rugăciunea ta în seara asta? E ora 8 fără 3 minute. Vreau să cântăm o strofă dintr-o cântare, frate Bogdan, hai te rog la pian. Și vreau să cântăm și corul. Vreau să întreb la final și ai timp în timpul cântării să te gândești. Dacă vrei din seara asta să schimbi viața. Nu te-am întrebat dacă ești botezat sau nu, dacă ești ortodox sau baptist. Dar o să te întreb la final, vreau să ne rugăm pentru tine să ridici o mână acolo unde ești sus. Ai timp, ai timp, în timpul cântării să te gândești. Am acest îndemn să fac această, pun această întrebare. Că poate nu mai prins duminica viitoare. Și cântarea spune, ai plătit un preț să-mi dai viață. Să trăiesc prin har azi mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să pot spune cât de drag îmi ești. Și ești fericit. Dar de ce ești bucuros, omule? Numele? Doamne, mai scrie nume în carte. vieții țară Numele mi-e scris, în, spunea un tânăr de Cristi. Eu m-am botezat, dar n-am avut o schimbare. N-am avut o prăbușire. Aveam și eu 17 ani și m-am dus la botez. Și păstorul a zis, nu, dacă te-ai venit, te botez. Dar n-am siguranță că numele meu e scris în carte. O zis poetul, numele meu e scris în cartea vieții și doresc Iisus cu orice preț. Prețul răbdării, prețul lepădării de sine, prețul ascultării, prețul suferinței. Să rămân statornic în credință. Să te laud și să te slăvesc. Hai să ne ridicăm în picioare. Cântă împreună cu noi. Gândește-te la viața ta în timpul acestei cântări. Pentru că Dumnezeu mai cheamă și astăzi. Ai plătit un preț să-mi dai viața. Să trăiesc prin hara N-am cuvinte, Doamne, să pot spune, Cât de drag îmi ești și sfericit, Numele mi-e scris în cartea vieții, și doresc, Iisus, cu orice preț. Să rămân statornic în credință. Să te laud și să te slăvesc. Voia ta, nu voia mea. Să se facă Doamne în viața mea. Să trăiesc cum tu dorești o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi pe acest pământ, Lumina să răspândesc mereu în șurul meu. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum tu dorești, o domnul meu, toată roada Duhului tău sfânt. Site-ți să pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Pacea ta, centre, ai nevoie de pace astăzi. cunoștința întregului pământ. S-o reverși în inimă, stăpâne, tot mereu voios să pot să-ți Numele mi-e scris în cartea vieții, și doresc Iisus cu orice preț să rămân statornic în credință. Să te lauci, să te slăvesc, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, Zi de zi s-o am pe Lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Să dă o bătălie în inima ta și în viața ta, între voia ta și voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai nașterea din nou și vrei să începi o viață nouă, la momentul potrivit să faci botezul Noi închidem toți ochii Eu mă voi uita peste sală și dacă este cineva La care Dumnezeu i-a vorbit într-un mod special în seara asta Și vrea să schimbe viața În loc să ridici o mână sus Domnul să te binecuvinteze Domnul să te binecuvinteze Un tânăr la balcon Un al doilea tânăr Domnul să te binecuvinteze Acolo în spate un alt tânăr Dacă mai este cineva Domnul să vă binecuvinteze dacă mai este cineva care vrea să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu, Domnul este te binecuvintează. E seara în care Dumnezeu îți vorbește. Am fost trezit vineri la ora două noaptea pentru acest mesaj. Și până la ora patru n-am putut să dorm. Pentru că au zis, Domnul, vreau să mai salvez suflet. Spre mulți care aleg voia lor. Spre mulți care caută să facă ce vor ei. Nu ai vrea să vii cu noi într-o zi în cer. Să ai veșnicia, să ai numele scris, cum o zis un în cartea vieții. Mai pun o singură întrebare și apoi ne vom ruga pentru cei care au ridicat mâna, dacă mai este cineva. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Ați luat o decizie în fața cerului, o decizie unică în viață. Să nu uitați că din ziua asta Ați ales între Sfințenie și păcat, ați ales Sfințenia? Între Biblie și horoscop și alte cărți, ați ales Biblia? Și între bine și rău, ați ales binele. Ne vom ruga cu toată biserica și la final fratele Cornel Răducanu se va ruga pentru voi și ne vom ruga cu toții și îl vom însoți rugăciune. Și mă rog, Domnul, să mai împartă haine albe și să mai scrie nume în cartea vieții. Ne rugăm cu toții.